Și cele ale preoției, vechime, activitate și salarizare și corespunzătoare și studiilor. Părinte, vedeți, am voie să slujesc. Așa. Deci scrie ca așa, aici, uitați, ca să nu credeți că vă mint, că nu i-am dat șpagă, că mi-a cerut, că n-am avut. Uitați că am scris și am refuzat. Refuz, scrie clar, primirea pentru că nu există nicio motivare, asta că n-am nicio vină, și nu mi se dreptul la apărare. Mi se încalcă toate drepturile de cetățean al Uniunii Europene. Ieri mi s-au mai dat niște hârtii și nu le-am luat, le-am refuzat și pe acelea și am scris clar că refuz pe motivul pentru motivul este din cauza că mi s-a cerut șpagă. Iarăși, nu sunt de acord cu să mai dea. Dar de ce să plătim? Care e situația? Preasfințitul așa mi-a spus, într-adevăr, într-o convorbire cu dânsul avut față în față, am nevoie de locuri, că se termină studenții acum și da, nu cotizezi, intră ceilalți care cotizează. Ceva părinte, de genul ăsta. Dacă am fost cu părintele Adrian, care a fost înaintea Matalei. Când am fost la episodul meu, iar ne schimbați preotul. Și domnule, și noi avem preoți câte ciuperci sunt păduri. Așa vă zic, da. Mințele. Și când au fost să iei domnul Vici, fostul, că a murit, Dumnezeu să-l ierte, să iei, dumneatale, ai vocabularul, zice, nu, o vă zic că știi ce să vorbească, nu e cu astea cât ieri, nu, gata, l-a oprit. Și o zic că sunt preoți câte ciuperci în păduri. Și o scos, ieșiți afară, nu știu cum vă zic, cu cuvânt. Nu, soțul a fost, doar și că poveți că vin acasă. Deci rolul lor ăsta este să elimine preoții buni și care nu cotizează și să-i aducă pe cei care cotizează. Vă dați seama. Și dar lămurească, părinte, odată nu ne strângem ca țiganii la ușa portului aici. Politica și șpaga n-ai să căuta în biserică. Păi ori este religie, ori este credință, ori este Dumnezeu. Pe unii mă duci mă spovedesc în igre. Dar uite ce pui cătușele. Cine v-a zis să-i pună cătușele? Nu, merg vin satris. Dar ce-o făcut? Nu o omoră pe cineva, o furat, ce-o făcut? Dar văd că îi omoară și îi judecă în libertate. Da, da, îi omoară. Dar ne ducem la biserică și dezbrăcăm copa. De hainele acelea îl dezbrăcăm. Dar putea să-i, vrea să-i vadă cucul. Dar m-a rugat de părinții să-l duc după biserică. Dar nu trebuie să vorbim noi de astea, că nu e așa, dar e urât. Numai să auzi cuvântul ăsta din gură. E urât. No, am zis, haina preoțească, nu trebuie să vorbească. V-am spus dumneavoastră adevărul. Știți totul ce se întâmplă în sânul bisericii. Și de asta, Lode, că nu trebuia să vă spun dumneavoastră așa ceva. De asta trebuia să vă minți, să nu știți adevărul niciodată. Adică, ei, nu pot să lucrez. Ori sunt slujitorul Domnului și lucrăm pe adevăr, ori nu mai lucrăm. Și de asta, de ce nu țin cu ei, că de ce nu v-am luat cote de lumânări, că de ce nu accept dările? Păi nu se mai poate, lumea nu are bani, am spus. Dacă vreți, veniți la personal și dați. Când le-am spus, când le-am zis, mă pune să vă dau lumânări la sfeșnice, că nu are omul. Cum să dau? Vă sfeșnic cum se desfeșnic și nu dau niciun kilogram de lumânări. Dar vine o babă care n-are decât niciun pătinar, 100 de lei piesii. Și aceea vine cu o lumânare de casă. Putem să o obligăm chiar să cumpere. Atâta are. Păi apetit și lumânare de care are, părinte. Sunt timpuri, părinte. Sunt timpuri și n-asta mai avem nici cu cine duce, poate să cumpărăm ceva. Și nu se vine într-o duminică. Da, văd că mai bine nu vine. Lumea la slujbă se vine de la... Ești copii, când spun, domne, uite, asta și asta, ce? Numai cu șmecherii, când la câte biserică, trebuie să coborâm la nivelul fiecărui, altul are, altul poate n-are. Păi și nu lasă, nu mă răzici oameni. Din fumire să trecesc în ușa bisericii, da, filmează în ușa bisericii, dar stai acolo, că mi-ai acasă, nu?